În perioada următoare, în Comuna Bunești vor începe lucrările pentru introducerea rețelei de gaz, după ce primăria și firmele implicate în acest proiect au fost nevoite să rezolve o serie de probleme. Cel mai important proiect este introducerea cu gaze în localitate. Tot în septembrie vrem să începem investiția, pentru că am avut multe probleme de rezolvat, a trebuit să concesionăm zona. Au fost niște proceduri foarte greoaie, pentru că la gaze e mult mai greu decât la apă și canalizare. Proiectul pentru rețeaua de gaz a fost demarat de primarul Radi încă din anul 2017 și, de atunci, la bugetul local au fost strânși bani pentru demararea lucrărilor. Astfel, investiția va fi finanțată pentru început din banii primăriei. Deocamdată avem în buget, avem o sumă importantă pentru demararea acestor lucrări. În bugetul local? Da. Pentru că noi, în 2017, am început documentația și toate astea și am tot strâns bani. În prezent, în Comuna Bunești, sunt în desfășurare lucrările de extindere la rețeaua de canalizare, iar căminul cultural, reabilitat de curând, se află în etapa de recepție. În prezent, finalizăm o extindere de canalizare și cred că în septembrie inaugurăm. Avem pe Compania Națională de Investiții reabilitarea și modernizarea căminului cultural. S-a finalizat, urmează recepția. De asemenea, luna aceasta, sistemul de iluminat din Bunești urmează să fie modernizat prin montarea 250 de lămpi LED, iar primarul are în vedere ca alte asemenea mijloace de iluminat public să fie montate pe întreg teritoriul comunei. Are o valoare de 5 miliarde lei vechi și începem luna asta, începem proiectul. La Compania Națională de Investiții, administrația locală din Bunești a depus proiecte pentru construcția unei săli de sport, pentru modernizarea și reabilitarea sediului primăriei, dar și a școlii din comună.